Oricum, în ziua de astăzi, dați voie să invităm aici atât de noi formația Rapsodia, condusă de maestrul Vasile Rus. Haideți în aplauzele de astăzi să intrăm pianele! Aud aplauzele, că eu mor. Bun, o să rog eu pe colega mea să prezinte pe băieți, că ea știe mai perfect așa, e nemăritată. Nu e adevărat. Auzi, că vreau să fac copil aici. Nemăritată de una. Mă bucur că ne revedem aici la Covăsânț, la Sărbătoarea Vinului în Podgorie. Bine a spus domnul Radu Moș, m-a prezentat formația Rapsodia. Dați-mi voie și mie să prezint membrii acestei formații individual, pentru că o merită până la urmă cu desăvârșire. Aș începe cu cel mai nou dintre ei, cu un violonist pe care cu siguranță îl veți remarca și dumneavoastră. Cristian Duță, sper că nu ți-a greșit numele, că te-am mai botezat odată. Acordeon, Zoran Drankov. Acum nu să vă țin doar la armonie, să trecem mai bine la clarinet, să vi-l prezint pe Sfinare Petrică. Astăzi va fi, cu siguranță, vedeta spectacolului, toboșarul nostru, Sorin Tomuș. O să vedeți mai târziu de ce am spus vedetă. Profesorul Dorin Gandi, saxofon. Dar în ultimul rând, mentorul acestei formații, clape de această dată, Vasile Rus. Dacă tot i-am prezentat pe băieți, îi las pe ei să se prezinte singuri prin cântec, așa cum le stă lor bine să o facă. Iar dumneavoastră nu vă pot spune decât audiție plăcută, pentru că aveți ocazia să urmăriți o suită de prin părțile noastre, o suită din părțile Aradului, din partea orchestrei Rapsodia. Audiție plăcută!
Ia să vedem.